Salutare domnilor, eu sunt Zanfi de la biletul-zilei.com, iar pentru ziua de sâmbătă vă recomand 3 pronosticuri disponibile în oferta celor de la Betano, ce împreună ne aduc un bilet în cotă totală de 2 și 16. Începem cu un duel din Bundesliga, acolo unde Leipzig primește pe teren propriu vizita celor de la Bochum, iar în acest duel eu mă aștept ca formația gazdă să înscrie minim 2 goluri în meci, în condițiile în care oaspeții au reale probleme în compartimentul defensiv, primind numai puțin de 10 goluri în ultimele două etape de campionat. A doua recomandare vine din Premier League, acolo unde Luton întâlnește pe teren propriu Tottenham, iar la acest duel voi juca șansa dublă X2 și minim 2 goluri în meci la o cotă de 1.31, care cred eu că este un pronostic destul de bun în condițiile în care Luton, nou promovată, are un lot subțire, iar Tottenham se află pe locul secund în Premier League. A treia recomandare vine din Liga a 4-a norvegiană, acolo unde în grupa a 4-a se duelează primele două clasate, Tønsberg, respectiv Pors, iar în acest duel voi miza pe goluri, respectiv peste 2,5 goluri la o cotă de 1.32, cele două formații fiind cele mai ofensive din această subdivizie. Așadar, acestea sunt recomandările mele pentru ziua de sâmbătă. Ne revedem mâine cu biletul cotă 2 pentru ziua de duminică. Vă salut, să aveți un weekend frumos!